Activista ecologistă suedeză Greta Thunberg a promis pe Twitter că de acum înainte va vorbi frumos folosind o expresie prin care face aluzie la promisiunile liderilor lumii privind neutralitatea emisiilor de carbon, după ce a fost filmată înjurând în timpul unui protest la summitul COP26 privind schimbările climatice, relatează agenția EFE preluată de Ager Press. Am plăcerea să anunț că am decis să ajung la zero net cuvinte injurioase și limbaj urât. În cazul în care va trebui să spun ceva nepotrivit, promit să compensez prin a spune ceva frumos, a scris activista de mediu pe rețeaua de socializare, cu referire la atingerea obiectivului global de zero emisii nete de CO2 până în anul 2050, pentru a fi limitate astfel schimbările climatice. Greta, în vârstă de 18 ani, a venit la Glasgow pentru a conduce acolo în timpul summitului COP26 manifestațiile ecologiste care urmăresc să pună presiune pe liderii politici să ia măsuri concrete în vederea limitării încălzirii globale la maximum 1,5 grade Celsius față de era preindustrială, așa cum prevede acordul de la Paris din anul 2015. Greta a susținut luni un discurs în fața activiștilor de mediu adunați pe malul unui râu, aproape de edificiul unde se desfășoară conferința COP26. Ea a aclamat acolo că adevăratul leadership în lupta împotriva schimbărilor climatice se află afară, nu înăuntrul acelei incinte. Apoi a fost publicată o înregistrare video în care adolescenta apărea alături de participanții la protest, transmițindu-le liderilor lumii într-un cânt mesajul: puteți să vă băgați criza climatică în fund.